Bună seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O casă din Orhei a fost mistuită de flăcări aseară. S-a întâmplat la Peresecina, unde vara trecută a fost inaugurată cu mare fast o stație de pompieri, care între timp a fost închisă. Democrației și socialiștii cresc, iar PAS și PPD scad în sondajele Asociației Sociologilor și Demografilor din Moldova. Organizația a publicat astăzi al doilea studiu în mai puțin de o lună. O mașină s-a răsturnat azi dimineață la Steuceni. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Un fost polițist de la Criuleni riscă ani grei de închisoare după ce a pus la cale o serie de furturi pe teritoriul țării. O casă cu două etaje ars la Peresecina, stat în care acum un an autoritățile inaugurau cu mare gălăgie o stație de pompieri. Între timp, postul s-a închis, așa că aseară proprietarii au privit neputincioși cum le arde locuința, până când au venit salvatorii de la Orhei. Uitați, într-o jumătate ce s-au făcut ochii tot. Uitați, sus, uitați, negru, era borta asta. Uși și geamuri arse, mobila făcută scrum și pereți acoperiți de un strat gros de funingenă. Așa arată casa familiei Blaga din Peresecina după incendiul produs ieri la amiezul zilei. Astăzi, proprietarii ajutați de vecini scoteau lucrurile arse din locuință. Era dormitorul și aici de acolo cuhne. Curățăm pereții, măcar o leacă de fumul ăsta, de negreața asta, sărmanii, au rămas cu nimica. Cât de curățel și cât de aranjat era. Până la prânz a fost încărcat un camion cu tot felul de rămășițe. Proprietarul spune că nu era acasă când totul s-a întâmplat. La întoarcere nu și-a recunoscut casa, în care a investit cu soția sa, care muncește în Italia. Acum, împreună cu fiica și ginerele, trebuie să-și caute un adăpost pe timp de iarnă. La sora, vedem că avem surori, avem rudii, la mama, la soacră. Cum și-a s-a întâmplat? În timpul incendiului, acasă era soacra bărbatului și nepotul acestuia. Femeia spune că focul ar fi izbucnit de la un scurt circuit. Când a văzut că nu poate face nimic, a luat copilul și a început să strige la vecini după ajutor. A sărit o bucată de sat, cu o mașină. Era stâns, așa era de la fântână până acolo căldările mergeau. Femeia spune că privea neputincioasă cum flăcările mistuiesc casa, așteptând timp de 40 de minute pompierii de la Orhei. Și mai devreme, mă, că aș fost sat, așa e de mare, că ați bătân, n-am 70 de ani. Are ăsta de asta, pojarne are la noi în sat și de închisă. Cine nu vine să ajute oameni? Durerea și e mai mare, dar am ochii nei, sunt ochii de casa copiilor nei. O, Iisus Hristos! De ce au dat mașina în sat? De unde sunt oamenii ăștia care și-au dat acolo? Degeaba pe televizor, când ministrul a venit și le-au dat hainele, le-au îmbrăcat, le-au pus tot, au arătat și mașina, dar eu nu înțeleg ce nu s-au folosit în momentul ăsta. Mai repede ar fi venit pompierii de la stația din Peresecina, inaugurată anul trecut în prezența ministrului de interne și a șefului serviciului pentru situații excepționale. Domnule ministru al afacerilor interne al Republicii Moldova, efectivul aliniat pentru deschiderea solemnă a postului salvatorii pompieri Peresecina vă prezintă onorul. Doar că postul între timp s-a închis. Pojarnă se ia degeaba așa, după mine la Orhei, aici în jumătate de ceas să rămână mă păresc de postul de corn. Dar a lucrat vreodată? N-am văzut-o niciodată, m-am văzut-o și de acolo, așa n-am văzut, pensat niciodată. Stația de pompieri deschisă cu mult fast anul trecut în Peresecina este acum încuiată, iar unica autospecială stă de câteva luni stricată în garaj, potrivit primarului. Și chiar dacă mașina ar merge, iar stația ar fi deschisă, nu ar avea cine lucra. Pompierii care au intervenit de câteva ori au fost voluntari, care între timp își văd de treabă. Primarul localității spune că nu poate să facă nimic pentru că nu are bani nici pentru întreținerea stației și nici pentru a plăti angajații. S-a lăsat la Ministerul Finanțelor încă în anul trecut ca să întreținem întreaga echipă pe un an de zile, în jur de 9 persoane, așa ar trebui să fie, trebuie să jur de peste 300 de mii de lei. Parcă nu e așa de mult, 30 ceva de mii de lei pe lună. Nu s-au găsit banii, anul viitor ne-au promis că se vor face finanțare, măcar în jumătate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, ne-a spus că postul de pompieri din Peresecina este gestionat de autoritățile locale, așa că instituția nu știe care este situația acolo. Pușcașu mai spune că în total în țară au fost deschise 45 de stații de salvare. Majoritatea au fost transmise la balanța primăriilor și respectiv nu se știe câte funcționează și câte nu.
Fostul polițist de frontieră Gheorghe Peitic, acuzat de viol, rămâne în arest în penitenciarul de la Rezina. Cererea avocaților de a-i modifica măsura de reprimare nu a fost examinată astăzi, urmând ca magistrației de la Orhei să ia o decizie mâine. Nici de data aceasta nu a fost liniște la ședință. Susținătorii lui Peitic au cerut să-i se facă dreptate. Peitic a fost escortat ca de obicei de o mulțime de polițiști care i-au ținut la distanță pe susținătorii acestuia. Fostul polițist de frontieră învinuit de viol nu a fost lăsat să discute nici cu presa. Susținătorii acestuia spun că au venit să ceară dreptate pentru el. Mă doare sufletul când bandiții lui Suțu, care a ucis într-adevăr un om la restaurant, este acasă, în arest la domiciliu, dar un ofițer cu literă mare este închis. Avocatul lui Gheorghe Peitic susține că abia astăzi a făcut cunoștință cu o parte din materialele din dosarul în care clientul său este învinuit de viol. Mâine ar urma să le fie prezentate și materialele din al doilea dosar în care Peitic este învinuit de violare de domiciliu. Tot pentru mâine s-a stabilit examinarea cererii de schimbare a arestului preventiv. Studiind astăzi materialele dosarului, am depistat că în lista probelor care au fost prezentate de către procuror lipsesc un șir de corpuri delicte care nu au fost atașate la materialele dosarului și sunt deținute la organ de urmărire Ungheni. Gheorghe Peitic a fost reținut în luna octombrie după ce o femeie din Ungheni a sunat la poliție și s-a plâns că acesta ar fi violat-o. Fostul polițist de frontieră susține însă că dosarul i-a fost fabricat, după ce anterior el a scos la iveală mai multe nereguli la frontiera moldoromână, în care ar fi implicați funcționari de rang înalt din poliție. O șoferiță a tras o sperietură zdravănă azi dimineață. Mașina pe care o conducea s-a răsturnat într-un șanț la Stăuceni. S-a întâmplat după ce vehiculul s-a ciocnit cu un alt autoturism. Potrivit poliției, un Mitsubishi s-a ciocnit cu o Toyota, după care a derapat de pe șosea și s-a răsturnat în șanț. Nici o persoană nu a avut de suferit. Nu este clar cine este vinovat, dar oamenii legii spun că șoferii s-au înțeles pe loc, așa că nimeni nu a fost amendat. Democrație și socialiștii cresc, iar opoziția scade în sondajele Asociației Sociologilor și Demografilor. Organizația a publicat astăzi al doilea studiu efectuat în ultimele două săptămâni. Datele au fost colectate pe un eșantion de peste 1000 de persoane și îl plasează din nou pe Igor Dodon în topul încrederii moldovenilor. Aproape fiecare a treia persoană are încredere în Igor Dodon. La o distanță considerabilă, în topul preferințelor, se află premierul Pavel Filip cu o cotă de 5,7%, urmată de Maia Sandu cu 4,5% și Zinaida Greceanu cu 4,3%. Andrei Năstase și Vlad Plahotniuc se află practic pe aceeași treaptă, iar Ilan Șor, Ion Ceban, Vladimir Voronin, Renato Usatăi și Andrean Candu se bucură de încrederea a 2% din respondenți. În același timp, 27% din participanții la sondaj spun că nu au încredere în nimeni. Față de studiul precedent făcut de aceeași asociație la sfârșitul lui noiembrie, rata de popularitate a șefului țării și a președintelui PD a crescut, pe când cea a liderilor PAS și PPD-a a scăzut. Întrebați cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, peste 35% din intervievați au indicat Partidul Socialiștilor. Pentru PD și-ar da votul circa 13% din respondenții, iar pentru PAS și PPD-a câte 9% și respectiv aproape 7%. Sub pragul electoral se situează Partidul Șor, PCRM și Partidul lui Renato Usatăi. Nu știu, nu răspund sau nu ar vota o pătrime din alegeri. Și în acest caz, sondajul arată o creștere pentru socialiști și democrați și o scădere pentru formațiunile extraparlamentare de dreapta, PAS și PPD-a. Studiul de astăzi a fost realizat în perioada 28 noiembrie-10 decembrie pe practic același eșantion ca cel de acum două săptămâni, de 1195 de persoane și are o marjă de eroare de 3%. Acesta a fost făcut de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.
la comanda filialei din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale adunării interparlamentare CSI. Autorii ne-au spus că proiectul prevedea inițial două studii în această perioadă, iar următorul va apărea la sfârșitul lunii ianuarie. Cele patru partide care, potrivit sondajului, ar intra în următorul parlament au păreri împărțite în privința datelor. Aceste sondaje apar ca ciuperci cu scopul de a manipula opinia publică. În permanență favorizează guvernarea Dodon Plohotniuc. Să vorbim că stă în spatele Partidul Democrat, pur și simplu, este straniu și este lipsit de logică. Nu, cred că noi am dat prea multă importanță, să zicem, acestor sondaje, deoarece noi ne ghidăm de altceva. Deci, pentru noi este important contactul cu cetățenii. Iar PAS a refuzat să comenteze. În ultima lună au fost publicate rezultatele a 5 sondaje de opinie. Invitatul emisiunii În profunzime din această seară este fostul vicepreședinte PL Valeriu Munteanu, care a anunțat că se retrage din partid acum câteva zile. Lorena Bogza va discuta cu ex-liberalul despre relația sa cu foștii colegi și despre intențiile sale legate de blocul acum. Emisiunea începe imediat după știri. Copiii de la Parcova, care locuiesc în casa pe jumătate dărâmată, au fost aduși astăzi pentru prima dată la Chișinău. O telespectatoare Pro TV le-a oferit o zi de fericire. Micuții au avut parte de distracție pe cinste și au rămas impresionați de tot ce au văzut în capitală. Ei vedeți în câteva minute la știri. Autoritățile franceze au decis să mărească numărul de militari mobilizați în căutarea bărbatului suspectat că a ucis marți seara 3 oameni și a rănit 12 la Strasbourg. 500 de soldați au fost deja antrenați, urmând ca în zilele următoare să se alăture încă 1300. Având în vedere locul și modul săvârșirii infracțiunii, dar și faptul că martorii l-au auzit strigând Allah Akbar, procurorii spun că atacul ar fi fost de natură teroristă. Oamenii legii au mai anunțat că 4 persoane apropiate atacatorului au fost arestate chiar în seara atentatului. 3 copii au ajuns la centrul de plasament din Anenii Noi după un scandal în familie. Mama lor a sunat la poliție, iar oamenii legii spun că au găsit-o pe femeie beată. Micuții au fost duși mai întâi la spital, după care internați în centru împreună cu mama lor. Al patrulea copil al ei a fost dus la bunici. Asistenții sociali urmează să clarifice situația familiei. Ieri dimineață, femeia a sunat la poliție și a anunțat că din casă i-au fost furate mai multe bunuri. Oamenii legii spun că ajunși la fața locului i-au găsit-o afară împreună cu 3 copii. Mama ar fi fost beată, spune poliția. Inspectorii au chemat o ambulanță, iar copiii au fost duși la spital, după care transportați împreună cu mama la centrul de plasament din oraș. Femeia care a sesizat poliția este vizibilă în stare de ebrietate alcoolică avansată. Poliția a constatat că copiii sunt în pericol. La fața locului a fost solicitat reprezentantul direcției social și protecția familiei Anenii Noi. Șefa Direcției Asistență Socială Anenii Noi spune că mama este una responsabilă. Ea are 4 copii, unul locuiește cu bunica, iar ceilalți 3 aveau condiții bune de trai. Noi am fost, am vizitat-o acolo, era căldut, era bine. Doamna, pur și simplu, dorea să îi scoată de acolo. Mai încalcă, cum încalcă, dar așa e față de copiii, grijulii. Femeia vizată spune că a chemat poliția după ce s-a certat cu mama concubinului său, iar aceasta i-a luat mai multe lucruri din casa în care trăia și a alungat-o. M-a dat de afară, la urși pas nu încăpe de noi. Bani ieși, bani nu dau vă, bani închis gazul, la copii nu fac mâncare, închis tot apa. La rândul său, soacra afirmă că femeia nu își îngrijea copiii și consuma des alcool. Am adus asistența socială în casă și i-am spus că ei stau teți la scomiat, că stau închiși, ca splăcată, ei n-au unii ieșit, nici la toalet normal, nici o baie, nici o mâncare normal. Luați-i la casa socială și răniți copiii ăștia. Ea susține că a alungat-o după un scandal între ea și fiul său. În sfat, hei, nu-ți place de noi? Ia că du-te de unde ai venit. Ia că documentele băietului. Ia că aici este eu am vrut. Am găsit ea că aici este. Ea am zbârnat lăcata, am găsit aici este a băietului, am găsit aia asta și am găsit cheile la mașină. Mama și cei 3 copii vor sta la centrul maternal din Anenii Noi până când autoritățile vor clarifica situația și vor găsi o soluție. Cei de la Direcția Asistență Socială spun că nu văd rezolvarea în lipsirea ei de drepturi părintești, așa că nu vor iniția această procedură.
Tradiția care cândva era respectată cu strictețe a adus numai necazuri pentru mai mulți locuitori din sate. Noaptea trecută de Sfântul Andrei, tinerii le-au furat porțile, dar proprietarii, în loc să se amuze, s-au plâns la poliție. Așa că făptașii se vor alege nu cu ursite, ci cu amenzi. Dermate din bol, 10 ani, el pe dânsul le-a ridicat odată pe amândouă și le-a dus pe drum, a dezbârnat boltul, că i-a schimbat boltul. Andrei Ursu din satul Dâncen s-a trezit în această dimineață, a ieșit afară și a rămas șocat de cele văzute. Bărbatul spune că deși nu are fete de măritat, poarta era furată. A căutat-o peste tot, nu a găsit-o, așa că a decis să depună o plângere la poliție. M-a trezit dimineață și poarta nu era, absolut deloc. De cine pise pe împrejur, nu au auzit nimic. A mea au auzit din casă, dar nici cu gândul, că în viață nu ne-o fura poarta. Când mă scola, este mare nus. Bărbatul spune că în locul porții a găsit o scrisoare. Sărut mâna, ne cerem scuză pentru poartă, dar așa este tradiția. Dacă nu găsiți poarta, apelați la numerele de telefoane. Acesta a rămas indignat de faptul că i-a dispărut poarta și ne-a spus că tradiția de Sfântul Andrei este de fapt alta. Tradiția e aceea care să știe băietul cu fata, e poarta de la fată, o duce la băiat, de la băiat o aduce la fată. Asta e tradiția. Apoi părinții când găsesc porțele, ei știu că deja trebuie să gătească de nuntă. Andrei Ursu spune că și vecinul său a rămas fără poartă, deși la fel nu are fete de măritat. Până a venit poliția, ambii bărbați și-au găsit porțile aruncate într-un câmp din sat. Eu porțile le arunc în gunoiște, mult din gunoiște, că vecinul din gunoi a găsit-o. Departe, și 600 de metri. Departe, ne-a rupt schinare. Cu jinerile le-am adus. Tot azi dimineață, elevii care au mers la școală spun că au văzut în această stație o poartă. Copiii au fotografiat-o și au mers mai departe. Eu aici am văzut o poartă dimineață mergând, am văzut aici o poartă furată. Nu știu cu era. Și ce ai făcut? Am văzut și am mers mai departe la școală. Când am intrat la școală, am văzut o poartă stătea în oprire. Când am ajuns noi, poarta era deja pusă la loc. Nu am găsit-o pe fata, numai bună de măritat din acea gospodărie, am discutat însă cu fratele ei mai mic. E tata dimineață și m-a trezit și mi-a spus că nu-i poarta. Eu de somn n-am înțeles nimic. M-am dus la stație și am luat poarta singur. La scurt timp, în centrul satului, i-am găsit și pe băieții care au mers noaptea trecută la furat porți. A fost chiar aseară. Foarte interesant. Ne-am adunat de pe internet. Ne-am adunat toți aici în centru și ne-am pornit pe în sat la fraport. Le-am scos cu ajutorul unei bucăți de fier. Cooperativ le-am și ascuns. Prin apropiere, ca proprietarul să nu aibă mult căutat. Din cauza că ne-am pornit târziu, am fost la ținică, sunt undeva pe la vreo 8 sau 9. Se întâlnesc și se hotăresc să duc scot puși la fete. Care nu sunt măritate. Care în pădure, care în iaz, care știu. Sună și scoate, trebuie să scoată băutură și poarta se aduce înapoi. Ați făcut așa ceva vreodată? Da. Localnicii au păreri împărțite la acest subiect. La un băiet din Mahale, eu smus, rup din bălămâile și alea, s-a dus-o aici la uciliște. A venit poliția. Era obiceiul, dar poarta era de lemn, ori ceva. Scotea poarta, o dădea pe sigar la macalajiu, dar nu așa să smuci, să rugi, să duci lucruri făcut, gata. Și dacă băieții fură porțile, fetele vrăjesc în ajunul sărbătorii. O femeie din localitate ne-a povestit câteva obiceiuri pe care le-a auzit din bătrâni. Se dușeau sara și legau oile, care străgeau la mâncare. Asta o să aibă un mire mai mâncăcios. Polițiștii spun că în această dimineață au fost înregistrate cel puțin 10 plângeri, câte două la Dondușeni, Soroca și Ialoveni, iar la Briceni, Fălești și Ștefan Vodă câte un caz. Oamenii legii spun că făptașii nu vor scăpa nepedepsiți. Persoana vinovată în săvârșirea infracțiunii de furt riscă să fie sancționată cu o amendă de la 650 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 4 ani. În anii precedenți au fost pornite cauze penale pentru infracțiune de furt, și anume pentru furtul porților, și persoanele au fost sancționate cu amendă sau chiar și cu închisoare.
Un fost polițist din Criuleni riscă ani grei de pușcărie pentru că a furat din mai multe locuințe de lux, case de amanet și terminale de plată din țară. Omul legii avea 9 complici. Tot el punea la cale schemele, așa cum știa cum să acționeze, încât să nu lase urme, pentru că anterior a fost inspector la poliția criminală. Fiind a indivizilor suspectați de mai multe furturi, erau în mare parte terminalele de plată. Oamenii legii au publicat imagini în care se vede cum unul dintre hoții intră într-o clădire de jos, terminalul amplasat acolo, și lovește în el până când îl distruge în totalitate. Ia banii din interior și pleacă. Bărbatului i-au trebuit doar 30 de secunde ca să comită furtul și să se facă nevăzut, spun procurorii. Într-un alt filmuleț publicat tot de oamenii legii se vede cum 4 indivizi cu cagule pe cap forțează ușa unei clădiri, intră în interior, iau terminalul în spate și fug cu tot cu el de la fața locului. Poliția spune că făptașii au dat lovitura și la o casă de amanet din capitală, de unde au furat o sumă mare de bani, dar și tot aurul pe care l-au găsit acolo. Potrivit procurorilor, fostul polițist în vârstă de 32 de ani, împreună cu 9 indivizi, ochea și locuințele de lux de pe teritoriul țării, de unde fura aur și bani. Ex-polițistul îi învăța pe amicii săi cum să comită jaful așa încât să nu lase urme, lucru pe care l-a învățat fiind angajat al poliției. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că prejudiciul cauzat ar ajunge la 700.000 de lei. Până la acest moment, 5 persoane, printre care și fostul inspector de la Poliția Criminală din Criuleni, au fost reținute, iar altele 5 sunt date în căutare internațională. Hoții riscă până la 15 ani de închisoare. A fost o zi ca în basme pentru copiii de la Parcova, care locuiesc în casa pe jumătate dărâmată. O telespectatoare Pro TV i-a invitat la Chișinău. Micuții au văzut pentru prima dată capitala și au avut parte de distracție pe cinste. Au fost impresionați de străzi, de clădirile înalte și de semafoare. Impresionați de căluții care se roteau, copiii de la Parcova s-au grăbit să-i încalece. Mai puțin Renat, care s-a tot învârtit el în jurul cailor până a luat o decizie. După asta la mașină, da? Hai acum la căluți! Ține-te, mama! Gata? Gata, mă vrei? Ha. A, ce drăguț e! De ce anume pe ăsta la Enes? Are coama galbenă și moare, da? A urmat toboganul de gheață, care a fost pe placul celor două gemene mai mari. Fetele au uitat de grijile care atâta le împovărau și au înțeles câtă bucurie le poate aduce copilăria. Cum a fost de data asta? Foarte bine! Te-ai distrat? Da! Am închis ochii! De ce? M-am temut! Riana s-a încumetat să se dea o singură dată. Pentru tine cum a fost la tobogan? S-o temut! Da? Ți-a fost frică? Iar Renat și-a găsit o altă ocupație. Ce v-a plăcut cel mai tare azi? Toboganul. Toboganul, dar ție? Tot. Dar ție ce ți-a plăcut? Căluțul. Vizita în capitală i-a bucurat enorm pe toți. Doar cea mai mică sora lor, care abia are un an și jumătate, a rămas acasă cu bunica. N-ar fi rezistat la un drum atât de lung. Ați mai fost la Chișinău? Nu. Cum vi s-a părut orașul? Frumos, bradul mi-a plăcut, străzile, toate, mașini, semafoarele. E bine, la Parcova nu sunt semafoare. Da? Nu. Iar după ce și-au împlinit pofta de distracție, le-a venit pofta de mâncare, așa că au fost invitați la restaurant. Aici s-au uitat lung la desenele cu bucate și au ales ce au crezut ei că arată mai bine. Oricum, ce gustau, nu știu. Vă alegeți tot ce vreți voi, ce vă place vouă cel mai mult. Ia să vedem. Asta. Ok. Tu? Tot. Este o zi plină de premiere pentru copiii de la Parcova. Întâi de toate, pentru că sunt prima dată la Chișinău. În al doilea rând, pentru că pentru prima dată au fost la carusel. Și iată că acum, pentru prima dată, au pășit într-un restaurant. Acum stau la masă și abia așteaptă să guste din bucate de care
până acum nici măcar n-au mai văzut. Invitația la Chișinău le-a fost făcută de o femeie din Ialoveni. Nina Afteni a văzut reportajul în care micuții plâng de necaz și a decis să le ofere o zi de fericire. Eu am vrut ca ei să simtă tăieria asta a sărbătorilor de iarnă, să se simtă bine, să se fie fericiți măcar o zi. O altă surpriză a venit din partea unui moldovean stabilit peste hotare. Acesta a transferat pe contul familiei 50.000 de lei. Cum am văzut situația copiilor, mi-a fost foarte jal de ei. În clipa aceea ne-am și hotărât să-i ajutăm. Nu aș spune că avem așa mulți bani. Noi suntem cu toată familia, trăim în Germania. Suntem lucrători de rând ca fiecare. Impresionată de susținerea telespectatorilor, mama celor 5 copii care crește singură după ce soțul a părăsit-o, se gândește acum că ar putea găsi o soluție mai bună pentru copiii ei. Fiind disperată, ea avea de gând să cumpere în sat o casă ieftină, dar veche, la fel ca a lor, care se dărâmă din cauza alunecărilor de teren. Toți dărâmă, tamam ca și noastră, dar așa ca să o cumperi, să dai bani în zadar nu. Acasă ce s-a mai schimbat după reportaj? Cum ai fost? Lumii de prin alte sate ne-au dus de toate. Aventura prin capitala copiilor de la Parcova a continuat cu o escapadă la un mall, unde Nina Afteni, cea care i-a invitat, le-a cumpărat lucruri necesare și a dus și la alte distracții. Cei care vor să susțină familia pot face transfer cu ajutorul cardului. Datele le găsiți pe site-ul protv.md. Un târg de caritate a fost organizat astăzi la un liceu din capitală. Mai mulți elevi au pregătit gustări și dulciuri pe care le-au vândut colegilor și profesorilor. Am gătit niște tartine care s-au vândut foarte repede și asta m-a mirat cel mai mult. Am luat pâine, am mâns-o cu unt, am pus pieptul de pui, puțină maioneză, cașcaval și le-am dat la rolă. Banii adunați urmează să fie donați unui orfelinat din capitală. Revenim în jurnal cu mai multe detalii. 20 de ani de închisoare pentru tânărul care în luna septembrie a ucis cu sânge rece doi bărbați în sectorul botanic al capitalei ca să-i jefuiască. Decizia a fost luată ieri de judecătoria Chișinău. Procurorii spun că o vor contesta și vor cere ca individul de 20 de ani să fie condamnat la 23 de ani de închisoare. Totul s-a întâmplat la începutul lunii septembrie. Cele două victime de 30 și 31 de ani l-au cunoscut pe ucigaș într-un club de noapte. În timp ce chefuiau în apartamentul unuia dintre bărbați, oaspetele i-a ajuns mortal cu un cuțit. Corpurile neînsuflețite au fost descoperite a doua zi de mama unuia dintre ei. Studenții de la Academia de Studii Economice din Capital au dat dovadă de ingeniozitate pentru o cauză nobilă. Tinerii au organizat un târg la care au vândut brazi confecționați din paste, pachetele de ceai sau bobine de ață. Banii adunați din vânzarea pomilor vor ajunge la o casă de copii. Elena este studentă la Facultatea de Business și Administrare de la ASEM, iar anul acesta, împreună cu colegii săi, a decis să confecționeze un brad ieșit din comun. Tinerii au făcut un pom alcătuit din pachetele de ceai și i-au pus în vârf o stea confecționată din boabe de cafea. Bradul a fost decorat cu o ghirlandă strălucitoare din polistiren. La acest produs am lucrat undeva 2 jumătăți de zile. Am utilizat undeva în jur la 150 de pliculețe de ceai. Iar Valentinei i-a venit ideea să confecționeze un brăduț din bomboane de ciocolată. Alături de colegii săi, tânăra a lucrat la el în jur de 2 ore. Am inspirat, desigur, de pe rețelele de socializare. Avem un coleg care confecționează prăjituri din ciocolată și nouă ne-a venit ideea deja să confecționăm un brad din ciocolată. Sorin spune că dacă ai un pic de imaginație și 2 bobine de ață, poți crea un astfel de brăduț. Nu-ți ia mult timp, dar rezultatul este uimitor. Ne-a povestit că decizia a luat-o împreună cu colegii de grupă care și-au dorit să participe la expoziție. Ideea a apărut pe parcursul creierii bradului, adică nu a fost deodată ideea făcută din timp. Ne-am apucat toți împreună și s-a primit așa biluțe de astea decorative care le-am alipit de brăduleț ca să aibă așa niște culori care să se combine cu Crăciunul. Aproape toți brazii expuși s-au vândut până seara în mare parte profesorilor de la Academie. Încă anul ăsta nu am pus brăduț în casă. Nu cred că țin foarte mult la culoare, dar țin foarte mult la originalitatea acestuia. Îl iau pe ăsta, cred că argintiu. Pentru că se combină în primul rând cu interiorul casei, în camera în care l-am ochit. Mi-a atras atenția în primul rând forma sa, mi-a atras atenția din ce este făcut, materialele care sunt naturale. Asta verde, cu fundițe roșie.
foarte simpatic și mai ales că l-au pregătit produs, da, handmade, cum se zice, studenții noștri, care sunt mândria noastră. Rectorul Academiei își propune să transforme expoziția într-o tradiție. Vom fi în căutarea unor alte idei de acest gen pe care să le dezvoltăm în anii care vin. La expoziție au fost expuși 30 de brazi. Banii colectați din vânzarea lor vor fi donați unei case de copii. De plouă, de ninge, în capitală se instalează bănci noi, care mai sunt și vopsite pe o asemenea vreme. Câțiva muncitori au fost surprinși astăzi, în timp ce cădea la poviță cum dau cu vopsea băncile proaspăt instalate pe strada Cuzavodă din sectorul Botanica. Persoana care ne-a trimis pozele susține că muncitorii i-au spus că au făcut asta acum, la indicația socialiștilor care sunt inițiatorii proiectului. Consilierul municipal din partea PSRM, Alexandru Odințov, ne-a confirmat că în aceste zile în capitală va fi instalat ultimul lot din cele 600 de bănci incluse în document. Potrivit lui, responsabile de instalare sunt firmele care au câștigat licitația și că băncile trebuiau vopsite de la fabrică. Roata unei auto speciale, care pare a fi a întreprinderii municipale Regia Autosalubritate, era cât pe ce să sară din mers în plină stradă. Un telespectator ProTV a filmat momentul și ne-a expediat imaginile. Da. Din imagini se vede cum una dintre roțile vehiculului abia de se mai ține, clătinându-se într-o parte și în alta. Reprezentanții regiei ne-au spus că nu știu nimic despre această situație și că vor veni mai târziu cu precizări. Un târg de caritate a fost organizat astăzi și la Liceul Vasile Alexandrii din capitală. Elevii de acolo au pregătit acasă deserturi și gustări pe care le-au vândut pe holul instituției colegilor și profesorilor. Scopul este unul caritabil. Din suma adunată vor fi cumpărate cadouri pentru mai mulți copii rămași fără părinți. Brioșe, tartine sau bezele sunt doar câteva din felurile de mâncare aduse la târgul de astăzi. Bucatele acestei eleve s-au bucurat de cel mai mare succes. Farfuriile sale cu tartine s-au golit primele. Am gătit niște tartine care s-au vândut foarte repede și asta m-a mirat cel mai mult. Am luat pâine, am uns-o cu unt, am pus pieptul de pui, puțină maioneză, cașcaval și le-am dat la rolă. La gătit s-au implicat nu doar fetele, ci și băieții. I-am gătit checuri, sunt foarte gustoase, pe cuvântul meu de onoare. Am făcut aluatul din ou, am gălbenuș separat de albuș, am pus praf de copt, făină, zahăr. Am le-a făcut de casă, m-a uitat și mama un pic, calitate foarte bună, mai mult măr decât a luat. Se merită la așa un preț bun, 10 lei. Cei care nu au participat anul acesta la târg spun că la anul o vor face neapărat. Pe prima impresie crezi că are un gust obișnuit, dar când îl încerci, are un gust deosebit. Promovează locul frumoasă. Mi-am luat o brioșă de ciocolată, îmi place foarte mult. Nu am participat, în schimb clasa mea participă. Sper în viitor să particip și eu. Și profesorii au pregătit bucate pe care le-au vândut. Am pregătit niște bezele foarte colorate și m-am gândit să fie desertul copilăriei mele. Sperăm să adunăm măcar 1000 de lei. Alții au venit doar cu cumpăratul. Mi-am ales niște coptură de post. Noi desfășurăm vreo 5 acțiuni de caritate în case de plasament și orfelinate. Un pic ne-am împotmolit pentru că nu reușeam să adunăm. De aceea copiii au solicitat să organizăm un târg. Din banii colectați, elevii urmează să cumpere cadouri pentru copiii dintr-un orfelinat din capitală. Gafă de proporții la televiziunea rusă de stat Rasia 24. Jurnaliștii de acolo au prezentat un reportaj în care apare un robot ce s-a dovedit a fi de fapt un costum. Adevărul a ieșit la iveală după ce mai mulți blogeri au observat ceva dubios la presupusul robot și au ridicat mai multe semne de întrebare. Cu detalii revenim în jurnal. Picturi în vin și versuri scrise de poeții români le găsiți în cartea pe care a lansat-o aseară jurnalistul Vasile Botnaru. Evenimentul a adunat multă lume, prieteni de-ai săi și colegi. Thank you.
Nimeni nu știe să descânte vinul mai bine decât Vasile Botnaru, care o demonstrează prin picturile sale ce se găsesc în cartea proaspăt lansată. Acestea sunt însoțite de versuri scrise de poeți români. E un examen, e un, dacă vreți, intrare în fața publicului, pentru că e una să publici așa pe Facebook și alta să ieși în fața criticilor. Cartea Descântece pentru vin este neobișnuită și unică, spun oaspeții evenimentului care s-au grăbit să o răsfoiască. Mă onorează, mă disciplinează și mă provoacă, cred că. Prieteni și colegi s-au adunat să-l felicite pe jurnalist. Eu îl cunosc de când făcea Cutuș și, apropo, el menționează din când în când că eu am fost cea care l-a convins să facă cu vin, pentru că el trecuse la cafea. Știu, o seară întreagă l-am bătut la cap până de acum el s-a săturat de mine și a zis ok, hai că încerc. Pentru că îi spuneam că totuși e un domeniu mai aproape nou, vinul, vinificația, adică cafeaua. Și zic, poți să faci culori din Merlot, din Cabernet, din nuanțate, din rozie. Este o carte unde putem găsi descântece pentru suflete, cred că. Picturile, cum vi se pară? Sunt pur și simplu minunate, privind acest peisaj, imediat intră în esența lui. Cartea este o sursă de inspirație pentru tinerii poeți, au recunoscut aceștia. Am și citit-o, am și răsfăit-o. Mie mi se pare o carte într-adevăr inedită și deosebită, pentru că întrunește practic toate formele ale artei. Aici avem în vedere și picturile domnului Botnaru, sunt și poeți deja cunoscuți și apreciați. Pe lângă asta este și o critică foarte amplă despre ce înseamnă o poezie. Mie personal mi-a fost destul de complicat uneori să înțeleg mesajul care a fost. Cel puțin 9 oameni au murit, iar aproape 50 au fost răniți în urma unui accident feroviar produs în Turcia. Un tren de mare viteză s-a ciocnit cu o locomotivă la scurt timp după ce a pornit la drum de la Ankara. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz. Trenul de mare viteză cu 206 pasageri la bord urma să ajungă într-o localitate din vestul țării. 10 minute mai târziu, garnitura care se deplasa cu aproximativ 90 de km pe oră s-a izbit într-o locomotivă folosită pentru inspectarea șinelor feroviare. Cel puțin 9 oameni au murit, printre care și conducătorul locomotivei. Alte 47 au fost rănite, dintre care 3 se află în stare gravă. Circulația pe linia de tren a fost stopată. Deocamdată nu se cunoaște cauza ciocnirii garniturii și a locomotivei, care, potrivit presei străine, se aflau pe aceleași șine. Autoritățile au deschis un dosar penal pe acest caz. Un jaf mai puțin obișnuit a fost surprins ieri într-o localitate din Australia. Pentru a pătrunde într-o bancă, doi hoți au distrus vitrina acesteia cu ajutorul unui excavator. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Din imagini se vede cum un excavator și o mașină ajung în fața clădirii, după care cel de la volanul autospecialei începe să distrugă sticla. Polițiștii spun că aceștia au furat o mulțime de bani, însă nu au specificat suma exactă. Pentru a realiza spargerea, hoții au furat și cele vehicule cu care au pus planul în acțiune. Proteste de amploare la Budapesta. Sute de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de o controversată lege a muncii adoptată de Parlamentul Maghiar, pe care sindicatele și opoziția o numesc legea dreptului la sclavie. Aceasta practic dublează numărul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii. Protestatarii s-au adunat mai întâi în fața sediului Partidului de Guvernământ, apoi în fața Parlamentului. Autoritățile au mobilizat forțele de ordine pentru a încerca să controleze demonstrațiile. Protestul a început spontan într-o piață din capitala ungară, chiar în fața sediului Partidului de Guvernare, pentru ca mai apoi să se mute la sediul Parlamentului. Unii dintre manifestanți au încercat să treacă de cordoanele poliției, însă au fost împinși înapoi.
Oamenii au ieșit în stradă imediat după ce Parlamentul a adoptat cu 130 de voturi pentru, 52 împotrivă și o abținere, o nouă lege a muncii care modifică timpul de lucru suplimentar. Contestatarii susțin că aceasta lasă loc de abuzuri și o numesc legea dreptului la sclavie. Documentul sporește numărul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250 la 400 pe an. În plus, prevede și că plata pentru acestea să se poată face în termen de până la 3 ani. Potrivit opozanților, inițiativa ar rezulta în urma presiunilor exercitate de giganții germani din industria auto, care se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă. O invenție prezentată de televiziunea de stat rusă Rasia 24, drept un robot, s-a dovedit a fi de fapt un om îmbrăcat într-un costum, după ce reportajul cu presupusa mașinărie, care ar ști chiar și să danseze, a apărut la televizor. Mai mulți blogeri ruși au început să-și pună întrebări și au scos adevărul la iveală. În apărarea lor, organizatorii forumului spun că nici nu au încercat să dea de înțeles că robotul este real. În cadrul unui reportaj realizat marți la un forum, jurnaliștii de la televiziunea rusă Rosia 24 îl descriu pe robotul Boris ca fiind unul dintre cei mai moderni prezentați la eveniment. Potrivit televiziunii, mașinăria a fost învățată chiar și să danseze. A vot tansovat robota Borisa uje naučili, i pričom dovolno neplocho. După prezentarea robotului, mai mulți blogeri au început să ridice semne de întrebare. Unde erau senzorii externi? De ce făcea atât de multe mișcări care nu erau necesare în timp ce dansa? Și de ce arăta de parcă un om putea intra perfect în el? Robotul Boris s-a dovedit a fi, de fapt, Alyosha, un costum care costa în jur de 3.000 de euro. Este echipat cu microfoane și creează iluzia că în fața sa se află un robot. După ce adevărul a ieșit la iveală, postul de televiziune a dezmințit informațiile pe care le-a prezentat anterior. Показанный на России 24 робот Борис оказался человеком. Organizatorii forumului au declarat că nu au încercat să dea de înțeles că robotul este real și că jurnaliștii au interpretat singur acest lucru. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Boxa. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă!